fi la radio, la da, da, da. Era, și a început, practic, emisia și muzica de jazz. Prima, practic, primele ore de emisie l-au avut pe Johnny Răducanu. Ați putea face așa rapid un soi de scanare a relației Johnny Răducanu, televiziunea română, public. Bine, eu pe Johnny îl cunosc de foarte mult timp, dar din studiurile de înregistrare. Noi ne-am cunoscut la Electrecord, totuși, cu totul întâmplător, și unde am lucrat cu asta, nici chiar adevărat mai mult, dar el era prezent tot timpul la contrabas de data asta. Și, bine, și ca om, și ca muzician, este o mare personalitate și mi-a făcut o plăcere deosebită să lucrez cu el. Noi înțelegându-ne foarte bine în muzică și în bossa nova. Dar îți faci un break cu Bezzo. Când îți spus toate astea, cum spune nimeni despre cel domnul Titus Montano. Toți îi atribui chestia cu televizorul. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Istoria adevărată a României trebuie depusă un loc unei. Nu am avut un domn care a luat, chiar de flaute de oboi, e creația poporului francez.